În anul 2009, Organizația Națiunilor Unite a declarat ziua de 22 aprilie ca sărbătoare oficială a planetei Pământ și expresie comună a dorinței tuturor de a construi o societate stabilă pentru un viitor mai curat și mai verde. În fiecare an, pe data de 22 aprilie, celebrăm Ziua Planetei Pământ pentru a ne reaminti că această planetă și ecosistemele sale ne oferă condițiile necesare pentru întreținerea vieții. Ziua Pământului a avut un rol important în popularizarea problemelor de mediu. De altfel, a fost înființată și o organizație, Earth Day Organization, care are în prezent filiale în peste 192 de țări. Ziua Pământului este sărbătorită în fiecare an la data de 22 aprilie. Earth Day a fost instituită de Statele Unite ale Americii într-o perioadă în care se vorbea foarte des despre mediul înconjurător și a fost declarată de către Organizația Națiunilor Unite în anul 2009. Pentru mehedințul meu, Elisa Pătrucescu. Astăzi, Ziua Pământului este recunoscută pe scară largă ca fiind cea mai mare respectare seculară din lume, marcată de peste 1 miliard de oameni în fiecare an ca zi de acțiune pentru a schimba comportamentul uman și a crea schimbări de politici globale, naționale și locale. Clar, lupta pentru un mediu curat continuă cu o urgență din ce în ce mai mare, pe măsură ce ravagiile schimbărilor climatice devin din ce în ce mai evidente în fiecare zi. Anul acesta se împlinesc 51 de ani de când celebrăm Ziua Pământului, iar această sărbătoare trebuie extinsă prin acțiuni zilnice cu scopul de a ocroti frumoasa noastră planetă.